atât de frumos, minunat. Trebuie să ne încărcăm și noi cu energie, să socotim că, deși este 13, suntem în fața unei zile, de fapt, faste, și chiar dacă e sâmbătă, tot o zi fastă suntem, și să ne gândim că ne-am întâlnit pentru a da credit, ai sporit încrederea domnului Dragoș Boicu în ceea ce domnia sa face prin lansarea acestor 4 volume de muzică corală. Cacofonia este greu de evitat. Sigur, specialiștii vor arăta exact în detaliu cam în ce fel a gândit domnul Dragoș Boicu această lucrare formidabilă, după ce domnia sa a condus și, sigur, lucrează acum profesor la școala, la liceul de artă Ștefan Lucian, după atâta practică, vrea să ne lanseze un mesaj. Sunt sigur că așa stau lucrurile. Muzica corală nu și-a epuizat resursele. Eu cred că lucrarea domniei sale, în esență, aceasta dorește să ne spună. Muzica corurilor încă sau are viitor, chiar dacă se pare că tehnologia, media atât de agitată, fel de fel de alte tendințe care pun într-o alergare nefirească, zic eu, societatea și nu doar cea românească. Deci vine din urma, sau din străfunduri, aș spune, din profunzime, această muzică pentru coruri. Eu aici văd poate și puterea pe care o dă muzica, pentru muzica în această structură corală, de la șezătorile care erau odată și, dacă vreți, de la muzica bisericească, pentru că aș pune alături o dimineață în care am văzut în biserica lipovenească din Botoșani un cor bărbătesc, doamnelor și domnilor. Era acolo toată vitalitatea unui grup. Și îmi îngăduie luxul, ziarist fiind, îmi îngăduie luxul să vă spun că, de fapt, corul ce aduce? Corul aduce puterea. Corul aduce sentimentul unirii. Dragoș Boicu a avut curajul ca, în vremea în care patriotismul este cam privit, așa cel puțin, cu îngăduință, deci când valorile patriotice ale muzicii de cor sunt contestate, ca să nu spun și mai mult de atât, să aibă încredere în acest gen de patriotism, în această formă de a ne exprima patriotismul. În ce mă privește, am fost și am acum emoțiile pe care le aveam într-o toamnă din 1973, în care eram în preajma profesorului Gheorghe Cojocaru, pe scena Ateneului din București, domnia sa cu al său vestit cor, încercând să spună țării românești că acel cor de la Liceul Pedagogic din Botoșani era cel mai bun. Și sigur să transmită acel mesaj prin estetica mesajului